dificultăți sau provocări. O resursă pentru disciplina, consiliere și dezvoltare personală, clasa A7 a șaptea. Vrei să petreci din ce în ce mai mult timp cu prietenii tăi? Simți că adulții de lângă tine nu te înțeleg? Treci cu rapiditate de la o emoție la alta. Ai observat că pe piele ți-au apărut coșuri, Transpir mai mult, ai crescut foarte mult în ultima perioadă, acorzi mai mult timp igienei intime, și, în general, te preocupă mai mult felul în care arăți. Uneori nu te mai înțelegi cu prietenii sau cu adulții din jurul tău? Nu te îngrijora! Aceste preocupări sunt absolut normale și specifice perioadei de vârstă pe care o traversăm acum, adică preadolescența. Pentru a afla care sunt schimbările specifice acestei perioade, urmărește resursa Eu acum. Gândește-te la tine și la dificultățile, la problemele cu care te confrunți în această perioadă din viața ta. Fă o listă cu acestea. Nu te gândi la ce vor spune ceilalți despre tine. Ține cont că fiecare dintre colegii și prietenii tăi se confruntă cu aceste dificultăți specifice vârstei chiar dacă unii nu recunosc sau nu arată. Dacă te simți mai confortabil, păstrează lista pentru tine sau împărtășește-o cu ceilalți colegi. Părinții și profesorii tăi s-au confruntat și ei cu probleme asemănătoare când au fost de vârsta ta. Deci, te asigur că nu ești singur în această situație. Ceea ce ne deosebește uneori unii de alții este modul în care ne raportăm la ce ni se întâmplă. Dacă te vei gândi insistent că doar tu ești în această situație și că ceea ce ți se întâmplă este îngrozitor, că orice îi face nu reușești să depășești situația sau să te simți mai bine, nu vei face altceva decât îți vei întări convingerea că nu există soluții care să te ajute să depășești mai ușor această perioadă. Aceste gânduri te vor descuraja și îți vor scădea încrederea că poți depăși cu bine această perioadă, îngreunându-ți și mai mult situația. Dar ce poți face? Și eu m-am întrebat asta destul de mult timp. Primul pas pe care îți recomand să-l faci este să ai încredere în tine și să te gândești la toate aceste dificultăți, probleme, obstacole, ca la un set de provocări, cărora trebuie să înveți să le faci față. Da, ai auzit bine. Dacă vei avea încredere în tine, vei reuși să schimbi și tu modul în care te raportezi la dificultățile și la problemele cu care te confrunți la această vârstă. Eu am reușit! Cum? Tratându-le ca pe niște provocări, ceea ce te va ajuta să faci deja primul pas spre rezolvarea lor. În general, atunci când vedem situațiile neplăcute ca pe niște obstacole, ne este mult mai greu să identificăm soluții potrivite pentru a le depăși. Dacă, în schimb, ne obișnuim să interpretăm dificultățile apărute în calea noastră ca pe niște provocări, vom fi curioși, motivați și ne va fi mult mai ușor să căutăm soluții și să depășim acea situație neplăcută. Aduți aminte că nu e singur, că și ceilalți din jurul nostru se pot confrunta cu aceleași provocări, însă nu toți le traversează la fel și cu aceeași intensitate. Gândește-te la o provocare. Cum ai rezolvat-o? Faceți schimb de provocări cu colegul de bancă și identificați modalități prin care ați putea depăși fiecare situație descrisă. Discutați pe marginea soluțiilor identificate. Credeți că soluția oferită de colegul vostru va ar ajuta să gestionați mai bine situația voastră? În viața de zi cu zi, a face schimb de provocări sau a împărtăși cu cineva de încredere o provocare – Poate fi o practică bună pentru situația în care te simți depășit sau nu știi cum să rezolvi, să gestionezi o anumită problemă. Uneori, povestind cuiva de încredere și descriind cu propriile tale cuvinte dificultatea cu care te confrunți, poate aduce mai multă claritate în mintea ta, te poate ajuta să vezi altfel situația cu alți ochi, astfel încât să-ți fie mai ușor să găsești soluția potrivită.